luat într-o cadență bine gândită, le-am luat pas cu pas, le-am luat treptat, sigur că numărul interacțiunilor între oameni a crescut semnificativ și riscul de transmitere în comunitate a crescut semnificativ. Personal urmăresc cu atenție evoluția cazurilor, îndemn oamenii să respecte regulile, să se protejeze, să-i protejeze pe ceilalți. În ceea ce privește Brașovul, i-aș da Brașovul ca un exemplu în ceea ce privește mobilizarea în materie de capacitate de testare. Brașovul cred că este la concurență cu Clujul și cu Iașiul, nu vorbim de București, că Bucureștiul are 10-12% din, dacă luăm și arealul metropolitan, are o populație mult mai mare, dar în Brașov se fac foarte multe teste. Cred că s-au făcut peste 1000 în ultima săptămână. În general, în Brașov se fac foarte mult. N-am cifre concrete, de aia nu vă dau. Există o creștere a numărului de cazuri pe care urmărim cu atenție. Am luat legătura cu domnul prefect, am discutat cu responsabilii de la Brașov. Aici, evident, trebuie impuse regulile, trebuie să ne asigurăm că oamenii respectă regulile. De asemenea, imediat ce apare un caz, trebuie derulată cu viteză ancheta epidemiologică, stabilite măsurile de izolare ale persoanelor care au intrat în contact cu persoana care este infectată și luarea tuturor măsurilor pentru a reduce răspândirea. Dar se vor impune ceva reguli noi, ținând cont că au fost inclusiv zile la Brașov în care nu au mai fost locuri de, pentru bolnavi de COVID ca să intre în spital? De fiecare dată când există o situație în care cineva nu poate fi internat, noi avem un comandament, comandantul acțiunii este secretarul de stat Raed Arafat, care coordonează un centru de comandă care este amplasat la Ciolpan. Acest centru de comandă asigură distribuirea resurselor, a pacienților, a medicilor, în funcție de nevoile care există în fiecare județ. Dar are de gând guvernul să impună, eu știu, noi reguli, ținând cont că se mulțesc într-una astfel de aceste cazuri? Sau? La momentul încredere, ăsta. Eu am încredere că, acum aș fi cinstit, e o creștere totuși rezonabilă, nu e o creștere care să ne sperie încă. Și e firească această creștere, cred că din cauza măsurilor de relaxare au crescut interacțiunea între oameni. Oamenii se întâlnesc mult mai des, intră în contact mult mai des. Fie la locul de muncă, fie în mijloc de transport, fie în hotel, fie pe plajă, fie pe terase. Și în măsura în care nu lasă garda jos, ei pot să controleze riscul de răspândire.